Conform legii, consilierii locali aflați la primul mandat trebuie să urmeze unele cursuri de administrație publică. În urma acestor cursuri, aleșii locali vor primi un certificat acreditat de către Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Iași. Consilierul local, liberal Manuel Ciprian Bostan, a propus executivului și membrilor Consiliului Local să organizeze cursuri de administrație publică. Acesta nu vrea ca la sfârșitul primului an de mandat să fie tras la răspundere că nu a respectat legea. Pentru a respecta această cerință legală, aș vrea, dacă e să dispuneți, pentru că și eu sunt în aceeași situație, să organizăm, adică să organizeze primăria sau Consiliul Local unitar acest curs, astfel încât să putem respecta această cerință legală. Știți foarte bine că suntem monitorizați și de asociații civice și chiar aș vrea să o îndeplinesc. Primarul municipiului Iași a fost de acord ca această solicitare să fie pusă în practică. Foarte bună propunerea domnului Consilier Bostan, îi mulțumim. Ne vom organiza, vom bugeta acest curs, o să încercăm să-l facem într-un mediu organizat aici ca să nu vă prejudiceze timpul pe care îl puteți pune la dispoziție? După urmarea acestor cursuri de administrație publică, aleșii locali vor fi mândri că au atestat în administrație publică, dar mai ales că respectă normele legislației specifice.